Colț alb de Jack London Capitolul 18 Moartea care atârnă de gât Smith frumosul îi desfăcu lanțul de la gât și se dădu înapoi. De asta dată colț alb nu mai atacă imediat. Rămase liniștit cu urechile ciulite, atent și curios, supraveghind cu grijă ciudatul animal din fața lui. Nu mai văzuse până atunci un asemenea câine. Tim Kinan îl împinse pe buldog mormăindu-i. Pe el! Animalul, înaintea legănându-se spre centrul cercului, țeapăn, chinuit și stângace. În cele din urmă se opri, clipind către colț alb. Mulțimea porni să strige. Pe el, cerochii! Rupe-l, cerochii! înghite -l! Dar Cherokee nu părea dornic să se bată. Întoarse capul și clipi spre oamenii care strigau, dând vesel din ciotul lui de coadă. Nu era frică. Doar lene. În afară de aceasta, nici nu-și dădea seama că trebuie să se bată cu câinele din fața lui. Nu era obișnuit să se lupte cu un soi de câine ca ăsta și aștepta să-i se aducă cel adevărat. Tim Kinnan intră în cerc și se aplecă asupra lui Cherokee, mângâindu-l pe grumas cu mâinile, care se frecau de firele de păr, împingându-l înainte cu mișcări line. Toate acestea erau îndemnuri, iar efectul lor era atâțător, pentru că ochii început să mârie încet din fundul gâtlejului. Era o legătură între ritmul mărâitului și mișcările pe care omul le făcea cu mâna. Mârâitul îi se sui în gât odată cu punctul culminant al fiecărei mișcări înainte și se potolea, pentru a începe din nou odată cu mișcarea următoare. Sfârșitul fiecărei mișcări dădea accentul ritmului, mișcarea terminându-se brusc de cum îi zbucnea mărâitul. Lucrul acesta nu rămase fără efect asupra lui colț alb. Părul începu să-i se ridice pe ceafă și pe grumas. Tim Kinnan mai împinse pentru ultima oară câinele și se dădu înapoi. Avântul care îl împingea pe cerochii înainte, stingându-se, câinele continuă să înainteze din propria lui voință gonind iute cu picioarele crăcănate. Atunci lovi colț alb. Izbuni un strigă de admirație. Străbătuse distanța mergând mai degrabă ca o pisică decât ca un câine. Și cu aceeași iuțeală de pisică spârtecase cu dinții sărind în lături. Buldogul sângera din apoi a urechii, din rana de pe ceafa lui groasă. Nu dădu niciun semn, nici măcar nu mărâi. Și se întoarse și o porni după colț alb. Tot ceea ce se petrecea de ambele părți, Iuțialea unuia și perseverența celuilalt ațățară patimii în mulțime și oamenii se porniră să facă noi rămășaguri și să le urce pe cele încheiate. și iarăși, iarăși colț alb sărea, sfârteca și se depărta neatins, iar ciudatul lui dușman îl urmărea fără o prea mare grabă. Nu prea încet, dar ferm și hotărât și cu intenții precise. Metoda lui urmărea un scop, să facă ceea ce își pusese în gând ceva de la care nu îl putea abate nimic. Tot ce făcea el, fiecare acțiune a lui, purta semnul acestui țel pe care îl urmărea. Colț alb era uluit, nu mai văzuse niciodată un asemenea câine. Nu avea păr pe el, era moale și sângera ușor. Nu exista un înveliș gros de blană care să zădănicească mușcătura lui Colțalb, cum se întâmpla adesea cu câinii de aceeași soi cu el. De câte ori lovia, colții se înfingea ușor în carnea care ceda, în timp ce animalul părea că nu e în stare să se apere. Și mai era ceva care îl zăpăcea. Nu scotea niciun strigăt, așa cum se obișnuise el cu ceilalți câini cu care se bătuse. În afară de vreun mărit, câinele își îndura chinul fără murmur. Și nu și-o nicio clipă în urmărirea lui. Nu înseamnă că cerochii era încet, dar oricât de iute se întorcea și se rășucea el, nu îl nimerea niciodată pe colț alb. Cheroki era și el uluit. Nu se luptase niciodată cu un câine de care să nu se poată apropia. Întotdeauna ambii adversari doreau să se apropie. Dar aici era un câine care se ținea la distanță, țopăind și ferindu-se când într-o parte, când într-alta. Și când își înfingea colții în el, nu îi ținea, ci dădea drumul pe dată, țâșnind din nou în lături. Colţalb nu putea însă să ajungă la partea moale de dedesubtul gâtului. Buldogul era prea scurt, iar fălcile lui masive erau o apărătoare în plus. Colțalt țâșnea iute și apoi se retrăgea neatins, în timp ce rănile lui Cherokee se înmulțeau. Capul și gâtul erau sfâșiate și spârtecate. Sângera din plin, dar nu părea că s-ar pierde cu firea. Își continua urmărirea greoaie, deși odată, derutat pentru o clipă, se opri în loc, lipind spre oamenii care priveau, dând din ciotul lui de coadă, în că era dispus să se bată. În acea clipă colț alb se năpusti la el, apoi sări deoparte, sfârtecând în viteză rămășița sfâșiată uneia din urechi. Cu o ușoară urmă de mânie, Cherokee reluă urmărirea mergând înăuntrul cercului pe care îl descria colț alb și străduindu-se să-i apuce gâtlejul în strânsoarea lui ucigătoare. Colț alb scăpă de buldo ca prin urechile acului și când colț alb, răsucindu-se brusc, scapă de primejdie sărind în partea opusă, se auzi răstrigăte de laudă. Timpul trecea. Colț al continua să țopăie, furișându-se și răsucindu-se, sărind înainte și înapoi și lăsând răni tot mai multe pe trupul dușmanului, iar buldogul continua să-l urmărească cu o siguranță înverșunată. Mai devreme sau mai târziu își va atinge țelul, acela de a izbuti să-l prindă în strânsoarea care îi va aduce victoria. Între timp, răbda toate chinurile pe care celălalt îi le provoca. Urechile lui mari erau fâșiuțe, ceafa și umerii erau sfâșiate în 20 de locuri, până și buzele erau spintecate și sângerau. Toate acestea pricinuite de mușcăturile ca fulgerul care îi depășeau posibilitatea de a le prevedea și de a se păzi de ele. Colț alb încercase din când în când să-l răstoarne pe cerochi, dar diferența de înălțime era prea mare. Cerocii era prea îndesat, prea aproape de pământ. Un colț alb întrecu măsura cu lui, La o întoarcere și un ocol iute de-a lui, îi se ivi prilejul. Îl prinse pe ceruchi cu capul întors când acesta se răsucea mai încet. Umărul era expus. Colț alb se arunca asupra lui, dar era mai înalt decât celălalt și când lovi cu putere, se trezi peste trupul dușmanului. Pentru prima oară în istoricul luptelor lui, oamenii îl văzură pe colț alb pierzând pământul de sub picioare. Trupul lui descris o jumătate de salt mortal în aer și ar fi căzut pe spate dacă atunci când era încă în aer nu s-ar fi răsucit ca o pisică în sforțarea lui de a cădea cu picioarele pe pământ. Așa cum căzut, se lovi rău într-o parte. În clipa următoare era în picioare, dar în aceeași clipă colții lui Cherokee se încleștar în gâtlejul lui. Nu îl înhățase bine, pentru că nimerise prea jos, spre piept, dar Cherokee ținea zdravă. Colț al sări în și se smuci sălbatic în sus și în jos, încercând să se scuture de trupul buldogului. Îl scotea din fire această greutate care atârna, trăgându-l în jos. Îi încătușa mișcările, stânjenindu-l. Părea o cursă și toate instinctele lui se împotriveau și se revoltau împotriva ei. Era o revoltă plină de mânie. Timp de câteva minute părus minti de-a binelea. Izvorul vieții din el îi apăra acum făptura. Voința de a exista, ce se lășluia în trupul lui, se ridica vijelios. Îl stăpânea această simplă dragoste carnală de viață. Toată inteligența îi pierise ca și cum nu ar mai fi avut creier. Judecata era zdruncinată de dorința oarba a cărnii de a trăi și de a se mișca. De a se mișca cu orice preț. De a continua să se miște pentru că mișcarea era manifestarea existenței lui. Se rotea mereu, fără încetare, zvârcolindu-se pe loc, întorcându-se și răsucindu-se, încercând mereu să scuture greutatea de 50 de funți care îl trăgea de gâtlej. Buldogul se mulțumea doar să-l țină strâns. Uneori, rar, izbutea să atingă pământul cu picioarele și să se împingă pentru un moment în colț alb. Dar în clipele următoare pierdea pământul de sub picioare și era târât în vârtejul uneia din rotocoalele nebunești pe care colț alb le descria. Cherokee se făcu una cu instinctul din el. Știa bine că făcea exact ceea ce trebuia și simți un fior de plăcere. În asemenea clipe închidea ochii și vrând nevrând se lăsa aruncat într-o parte și în alta, fără să se sinchisească cât uși de puțin, că ar putea fi rănit în felul acesta. Așa ceva nu mai avea nicio importanță. Strânsoarea era totul. Și el strângea. Colț alb nu încetă decât atunci când simți că nu mai poate de oboseală. Era cu neputință să mai facă ceva, și nu mai pricepea ce se întâmplase. Niciodată de când se lupta nu îi se întâmplase așa ceva. Câinii cu care se mai bătuse nu se luptau așa. Cu ei se mușca, se sfârteca și se fugărea. Mușca și el, sfârteca și fugea. Zăcea aproape pe o parte gâfâind. Strângând fără să-i dea drumul, cerochii îl trase spre el, încercând să-l întoarcă pe partea lui. Colțal se împotrivi, și simți cum fălcile își mută strânsoarea dând drumul ușor și încleștându-se din nou, crestând încet cu colții. Fiecare mutare apropia strânsoarea de gâtleș. Sistemul buldogului era să țină ceea ce apucase și să caute să pătrundă mai mult, ori de câte ori colț alb stătea liniștit. Când colț alb se zbătea, Ceruchi se mulțumea doar să țină cu dinții. Ceafa bombată lui Ceruchi era singura parte a trupului acesteia la care puteau ajunge dinții lui colț alb. Îl apucă de capătul cefei, acolo unde ceafa ieșea dintre umeri. El însă nu cunoștea sistemul acesta de luptă al crestatului cu dinții și nici fălcile lui nu erau făcute pentru așa ceva. El spinteca cu colții și sfâșia cu mișcări convulsive, ca să-și poată face loc. Apoi o schimbare a poziției lor îl întoarse. Buldogul izbutise să-l răstoarne pe spate și continua să atârne de gâtul lui. Era peste el. Colț alb își arcui picioarele dinapoi ca o pisică, scormonind cu labele în burta dușmanului de deasupra lui. Începu să zgârie, sfârșindu cu mișcări prelungi. De bună seamă că i-ar fi scos măruntaile lui cerochi dacă acesta nu s-ar fi răsucit iute pe loc în jurul punctului pe care ținea strâns, trăgându-și trupul de lângă colț alb și asezându-se în unghi drept. Nu exista nicio scăpare din această strânsoare. Era ca însuși destinul la fel de neînduplecată ca și el. Suia încet spre vena jugulară. Îl mai salva pe colț alb de la moarte numai pielea care i-a târna la gât și blana deasă care l-acoperea. Acestea se făceau ghemotoc în botul lui Cerochii și aproape că zădărniceau strânsoarea colților, dar bucată cu bucată, ori de câte ori avea prilejul, Cerochi apuca cu gura tot mai mult din piele și din blană. Urmarea fu că încetul cu încetul îl sugruma pe colț alb care răsufla tot mai a nevoie pe măsură ce timpul trecea. Se părea că lupta se apropie de sfârșit. Susținătorii lui Cherokee erau triumfători și ofereau șanse ridicole și în aceeași măsură erau deprimați susținătorii lui colț alb. Ei refuzau rămășacurile de 10 pentru 1 și 20 pentru 1, deși unul dintre ei se arătă destul de pripit ca să încheie o prinsoare de 50 pentru 1. Acesta era Smith frumosul făcu un pas în arenă și îl arătă pe colț alb. Apoi începu să râdă batjocoritor și disprețuitor. Lucrul acesta își produse efectul dorit. Colț alb turbă de furie. Își adună ultimele puteri și se ridică. Și pe când se zbătea în jurul arenei cu cei 50 de funzi ai dușmanului său atârnându-i mai departe de gât, mânia îi se prefăcu în spaimă. Izvorul de viață din el îl stăpâni din nou și inteligența dispăru în fața voinței cărnii de a trăi de jur împrejur și iarăși înapoi, potignindu-se, căzând și ridicându-se, ba chiar înălțându-se din când în când pe picioarele dinapoi și ridicându-și dușmanul de la pământ, se lupta zadarnic să scuture moartea care era tânat de gât. În cele din urmă căzur, se pe spate, sfârșit. Iar buldogul își mută repede strânsoarea, prădruzând mai mult, crestând tot mai mult, carnea împăturită în blană și sugrumându-l pe colț alb, mai tare ca oricând. Izbucnirea ropute de aplauze pentru un vingător și multe alte strigăte de CEROCHI! Ceroki”. Acestea le răspunse dând puternic din ciotul lui de coadă, dar strigătele aprobatoare nu îl distrăgeau de la ceea ce făcea. Între coadă și fălcile lui masive nu exista nicio legătură. Coada putea să se miște, fălcile continuau însă cumplita strânsoarea gătlejului colț alb. În aceste clipe, ceva atrase atenția spectatorilor. Era un clinchet de clopoței. Se auziră strigăte de dogmasheri. Toți în afară de Smith, frumosul, privire speriați, cuprinși de frica poliției, văzură în susul pârtiei și, nu în jos, o sanie cu doi oameni, trasă de câini. Era limpede că veneau dinspre pârâ, unde fuseseră într-o călătorie de prospecție. La vederea mulțimii, opriră câinii, se apropiară și se vârâră printre oameni curioși să vadă pricina agitației. Dogmașărul avea mustață, dar celălalt, un om mai tânăr și înalt, era ras, fața era trandafirie din cauza pulsației sângelui și a goanei prin aerul înghețat. Colț alb încetase de fapt lupta. Din când în când mai opunea rezistență cu mișcări convulsive, dar zadarnic. Nu mai putea să tragă decât puțin aer în piept și puținul care îl mai trăgea scădea sub încleștarea nemiloasă care se strângea tot mai mult. Cu toată armura lui de blană, vena mare de la gât ar fi fost de mult despicată dacă atunci când îl înhățase prima oară, buldogul nu l-ar fi apucat prea de jos, adică de piept. Îi trebuise mult timp lui cerochi ca să-și mute încleștarea mai sus și lucrul acesta făcuse ca fălcile să-i se încurce în blană și în cutele pielii. Între timp, bruta josnică se trezise în smit frumosul, punând stăpânire și pe bruma de judecată sănătoasă pe care o mai avea. Când văzu că ochii lui colț alb încep să sticlească, știu fără greș că lupta era pierdută. Atunci se dezlănțui, sări la colț alb și început să-l lovească cu sălbăticie, izbindul cu piciorul. Din mulțime se auzi rășuierături și strigăte de protest, dar atâta tot. Și pe când se petreceau cele de mai sus, iar Smith frumosul continua să lovească pe colț alb cu piciorul, în mulțime se produse mișcare. Unul din noi veniți, cel care era mai înalt, își făcea loc dând din numeri în stânga și în dreapta, fără nicio ceremonie sau blândețe. Când pătrunse în arenă, Smith frumosul era tocmai pe cale să lovească iarăși. Toată greutatea era pe un singur picior și se afla într-un echilibru nestabil. În acea clipă, Pumnul noului venit îi dădu o lovitură zdrobitoare în plină față. Piciorul lui Smith frumosul pierdu pământul de sub el și trupul păru că se înalță în aer, sucindu-se înapoi și căzu în zăpadă. Noul venit se întoarse spre mulțime. Lașilor! Bestii ce sunteți! Era cuprins de furie, o furie sfântă. Când fulgerau mulțimea, Ochii lui cenușii păreau metalici, ca de oțel. Smith, frumosul, se ridică și veni spre el, smiorcăind ca un laș ce era. Noul venit nu înțelese. Nu știa cât de josnic și laș era și crezu că vine să se bată. Așa că strigându-i bestie, îi trânti un pumn, dându-l peste cap cu a doua lovitură aplicată în față. Smith, frumosul, găsi cu cale că zăpada era locul cel mai sigur pentru el și rămase întins acolo unde căzuse, renunțând la orice sforțare de a se mai ridica. Matt, hai și dă-mi o mână de ajutor, îi strigă noul venit dog mașerului care îl urmase în arenă. Cei doi oameni se aplecară asupra câinilor. Matt îl apucă pe colț alb, gata să-l tragă atunci când fălcile lui Cherokee îi vor fi dat drumul. Tânărul se strădui să îi le descleșteze, apucând fălcile buldogului cu mâinile și încercând să îi le desfacă. Zadarnic însă, și pe când trăgea, smucea și răsucea trupul câinelui, continua să strige cu fiecare respirație de-a lui. Bestilor ce sunteți! Mulțimea începu să se neliniștească și unii protestară chiar că li se strică petrecerea, dar noul venit îi făcu să tacă atunci când își ridică pentru o clipă capul de la lucrul lui, aruncându-le o privire pătrunzătoare. Bestile dracului! Explodă el în cele din urmă și își reluă treaba. Degeaba, domnule Scott, așa nu-i poți desface, zise Matt în cele din urmă. Se opri amândoi și priviră la câinii încleștați. Nu sângerează prea tare, constată Matt. Nu s-a curățat încă. Dar poate să moară în orice clipă, îi răspunse Scott. Uite, vezi, a intrat cu dinții și mai adânc. Agitația și teama tânărului pentru colț alb creștea. Îl izbi pe cel ochii în cap cu sălbăticie, odată și încă o acesta însă nu-și despăcea fălcile. Dădea din ciotul lui de coadă, arătând astfel că înțelegea rostul lovitorilor, dar că se știa în drept și că nu își făcea decât datoria, ținând strânsoarea. Nu vrea nimeni să ne dea o mână de ajutor! Strigă scot cu disperare spre mulțime, dar nu se oferi nimeni. În schimb, începură să-l aclame clame sarcastic, acoperindu-l cu o ploaie de sfaturi dat în bătaie de joc. Trebuie să găsești o pârghie, îl spătui, Matt. Celălalt întinse mâna la tocul de la brâu, trase revolverul și încercă să împingă țeava între fălcile buldogului. Împinse, împinse cu putere până ce se auzi clar scrâșnetul dinților încleștați pe oțel. Amândoi oamenii stăteau în genunchi plecați asupra câinilor. Tim Chină intră în arenă. Se opri lângă Scott și l-a pe umăr, zicându-i pe un ton amenințător. Nu-i rupe dinții străine!" Atunci am să-i rup gâtul, replică Scott, continuând să împingă și să-i desfacă fălcile cu țeava revolverului. Nu-i rupe dinții, îți spun! Repetă cel care umbla cu uite popa, nu e popa, pe un ton mai amenințător decât înainte. Dar dacă urmărea să-l impresioneze, nu izbuti. Scott nu-și încetea eforturile, deși privi în sus cu răceală și întrebă. Al tău e câinele? Acesta scoase un mormăit. Atunci fă te încoace și desfăi strânsoarea. Bine, străine. Pot să spun doar că nu eu am făcut treaba asta și nu prea văd cum am să o desfac. Atunci care-te de aici. Și nu mai bate la cap. Am treabă. Tim Keenan continuă să stea plecat asupra lui, dar Scott nu-i mai dădea nicio atenție. Izbutise să vâre între fălci într-o parte și încerca să o scoată pe partea cealaltă, Odată treaba asta făcută, apăsă cu blândețe și cu atenție, desfăcând câte puțin fălcile, în timp ce Matt trăgea încet, încet, gâtul schilodit al lui colț alb. Stai să-ți iei câinele, se auzi ordinul lui Scott, care nu îngăduia împotrivire în proprietarului lui Cherokee. Acesta se aplecă ascultător și-l apucă zdrav în pe Cherokee. Acum, anunță Scott, opintindu-se pentru ultima dată, câinii fură despărțiți, buldogul zbătându-se cu putere. ia de aici! Porunci Scott și Tim Kinnan îl târâ pe cerochii înapoi în mulțime. Colț alb făcu câteva sforțări zadarnice să se ridice. Izbuti odată să se pună pe picioare, dar era prea slabă ca să se poată ține și căzu afundându-se în zăpadă. Ochii erau pe jumătate închiși și sticloși. Fălcile erau desfăcute, iar limba i-a târna printre ele plină de noroi și moale. Arăta ca un câine ucis prin strangulare. Matt îl cercetă. E aproape curățat, zise el, dar mai respiră. Smith frumosul se ridică și se apropie să se uite la colț alb. Matt, cât faci un câine bun de sanie? întrebă Scott. Dogmasherul care ieșidea încă în genunchi a plecat asupra lui colț alb, socotie o clipă, apoi zise. 300 de dolari. Și cât face unul care e mai mult mor decât viu, așa cum e ăsta? Jumătate. Scott se întoarse spre Smith frumosul. Ai auzit, domnule, bestie? O să-ți iau câinele și o să-ți dau 150 pe el. Scoase portofelul și numără hârtiile. Smith frumosul își puse mâinile la spate, refuzând să se atingă de banii oferiți. Nu-i de vânzare. Ba, cum de nu? Și-l cumpăr eu, Ține banii! Câinele e al meu! Smith frumosul, ținându-și încă mâinile la spate, început să se dea înapoi. Scott sări la el, ridicând pumnul să-l lovească. Smith se ghemuie înainte ca lovitura să fi pornit. E dreptul meu! Ți-ai pierdut dreptul la câinele ăsta! Ai de gând să primești banii sau te pocnezi din nou? Bine! Se grăbi să răspundă Smith frumosul cuprins de frică. Dar să știi că iau banii silit! Câinele ăsta face o avere. N-am să mă las jefuit. Orice om își are dreptul lui. Întocmai, zise scată în mânându-i banii, orice om își are dreptul lui. Numai că tu nu ești om. Ești bestie. Așteaptă până mă întorc eu la Dawson, amenință Smith frumosul. Te dau pe mâna justiției. Dacă îndrăznești să deschizi gura când te întorci la Dawson, atunci am să te fac să te dea afară din oraș. Ai priceput, mă? Smith frumosul răspunse cu un mormăit. Ai priceput? Da, îngăimă Smith frumosul trăgându-se înapoi. Da și mai cum? Da, domnule. Păzea că mușcă! Strigă cineva și izbucnind în oh, de râs. Scott îi întoarse spatele și se duse să-i dea o mână de ajutor dog care avea de lucru cu colț alb. Unii începură să plece. Alții stăteau în grupuri privind și discutând. Tim Chinan intră și el în vorbă cu cei dintr-un grup. Cine-i mutra asta? Widen Scott, răspunse cineva. Și cine dracu e Whedon Scott? Mai întrebă Chinan. Ăsta e unul din specialiștii agrozavi din în mine. Are trecere pe la toți grangurii. Dacă nu vrei să ai încurcători, atunci întinde-o din fața lui. Atât ați spun. E bine cu toate autoritățile. Comisarul aurului îi e bun, prieten. M-am gândit eu că trebuie să fie cineva, îngână stăpânului Cherokee. Da, nici nu l-am luat repede de la început.